Unul dintre cele mai așteptate momente de sâmbătă de la zilele comunei Odoreu a fost concursul de Miss și Mister, la care s-au înscris câte 8 participanți la fiecare secțiune. După parcurgerea celor 4 probe, prezentare, ținută de zi, probă de perspicacitate, proba la alegere și ținuta de seară, jurul al cărui președinte a fost viceprimarul Ionut Sarca i-a desemnat ca și câștigători pe Renata Musta, Miss Odoreu 2014 și Flaviu Tulba, Mister Odoreu 2014. Locul întâi la fete este ocupat de Musta Renata! Felicitări, Renata! Felicitări vouă! Iar misterul care îi se alătură ei este Flaviu Tulba! Concurentul cu numărul 2! Domnul doctor! Domnul doctor, în devenire și misterul Comunei Odoreu, ediția 2014, îi felicităm! Oricum, au fost la mare înălțime cu toții, îți de apreciat! Au dat dovadă de curaj, de talent și de prezență. La festivitatea de premiere, toți cei prezenți au putut constata că cei doi formează o pereche și în viața de zi cu zi. Locurile următoare pe podium au fost ocupate de Bettina Ax și Mădălina Cosma la concursul de Miss și de Sebastian Moldovan și Florin Ticu la concursul de Mister. De asemenea, au mai fost acordate 2 premii de popularitate pentru Lavinia Borlios și Vlad Robotin.